Școlile din județul Vâlcea au intrat din 11 martie în vacanță forțată și Școala Populară de Arte și Meserii, subordonată direct Consiliului Județean Vâlcea, a cerut aprobarea pentru a suspenda cursurile. Deci pe adresa instituției prefectului a solicitat o solicitare din partea Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea de a analiza posibilitatea continuării sau suspendării cursurilor la această unitate școlară în condițiile în care ea nu se regăsește sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Este o unitate aflată în subordinea Consiliului Județean Vâlcea. Solicită o clarificare a situației intervenite prin adoptarea la nivel național a măsurii generale de suspendare a cursurilor de învățământ în unitățile școlare aflate în subordinea Ministerului Învățământului. Da, în acest caz, cred că doamna doctor, puteți să au același regim didactic, același contact, deci este binevenită și suspendarea cursurilor pentru ei pe aceeași perioadă. Deci noi am inserat, de fapt, în proiectul de hotărâre se regăsește această chestiune, o propunere de suspendare la articolul 7. Consiliul Județean, da, la Consiliul Județean, dacă... Da, noi susținem să se supună regulilor pe care le-ați menționat. Suspendarea cursurilor. Exact ca și celelalte forme de învățământ. Eu, apropo, să sunt despre unitățile de învățământ. Nu vorbim de after school-urile din școli. Este școala... Acelea sunt suspendate. Sunt suspendate. În schimb, după cum știți, sunt foarte multe afaceri private. Dar asta ține de... Deci, repet, este vorba de Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, da, și în alte unități didactice și de îngrijire a copilor de tip after school sau club. Nu sunt specificate, ci care fac solicitare. Organizate în școli? Organizate în școli. Sigur. În școli s-a suspendat orice activitate desfășurată cu copii. Adică nici măcar o simplă pregătire sau un club la nivelul școlii, de exemplu, după cum știți, sunt cluburi de robotică, toate și-au suspendat activitatea. Întreceri sportive, concursuri, olimpiade. În județul Vâlcea, pe 10 martie, erau înregistrați ca izolați la domiciliu 223 de cetățeni, două persoane erau în carantină și patru internate la boli infecțioase, testele efectuate la cei internați fiind negative.